Bună, sunt Raluca și pentru că astăzi toată lumea are liber, eu și Alexandra ne-am gândit să luăm o pauză de la sport și să mergem tot în natură, dar la un picnic. Picnicul poate să fie momentul ideal ca să te relaxezi, să și iei o gustărică sănătoasă. Și tocmai asta voiam să vă arătăm astăzi, pentru că toată lumea asociază picnicul cu ideea de grătare, de mici. Vrem să vă arătăm că există și o alternativă sănătoasă și light a ideii de picnic. Am pregătit un coșuleț plin de bunătăți pentru Raluca, care nu-i plac micii. Și hai să scoatem din coș. Vrei să pregătim? Haide, că mi-e foame rău de tot. Mult. Te ți-am gătit niște fructe, Raluca, niște fructe de pădure pe care dacă o să le și pot desface ar fi ideal. Lasă că mă ocup eu să aranjez masa, tu ai făcut cumpărăturile. Da. În episodul de săptămâna trecută am aflat de la Sorina Fredholm, cu care am făcut cele trei rețete, că fructele înghețate sunt chiar foarte bune. Eu n-am mai deci o alternativă dacă nu găsiți fresh. Fructele de pădure sunt foarte bune, sunt bogate în antioxidanți, sunt bune și pentru ten. Aici avem niște afine, zmeură. O altă variantă foarte bună pentru picnic ar fi humusul. Aici avem un humus cu pesto, știu că îți place foarte mult humusul. Și am luat niște crochete din făină integrală și cu semințe. Sper să-ți placă. Da, se vede că mă cunoști foarte bine. Nu doar în sala de sport. Salată, nelipsita salată. Pe care eu trebuie să vă mărturisesc că o mănânc cu absolut orice salată. O mănânc la paste, o mănânc la supe și acum fără glumă, chiar mănânc salată cu supă. În principal la absolut orice mâncare eu am salată. Am mai luat fructe, pentru că în sezonul cald e foarte bine să consumăm multe fructe, mai ales la picnic, când vremea e foarte frumoasă și e cald afară și trebuie să ne hidratăm, iar fructele conțin foarte multă apă. Și de preferat ori banane, ori mere, nu știu dacă e bine neapărat să le combinăm, iar astea poți să le pui în fața mea pentru că aș putea trăi o viață pe cireșe, îmi plac foarte mult. Și chiar știu că toată lumea spune că n-au foarte mult zahăr și așa mai departe, dar chiar îmi plac foarte mult. Și nelipsitele sucuri, care și ele, nu știu, sunt de preferat să le beți la început și să luați o pauză până începeți să mâncați partea solidă din mâncare, ori după masă, dar să lăsați o mică pauză. Da, un pic timp să pentru treacă. Pentru că și ele sunt foarte sețioase, conțin multe vitamine, foarte mulți nutrienți, dar și multe calorii, fiind făcute din fructe și din pulpa fructelor. Acum zi-mi, tu le-ai pus aici, zi-mi tu în ce ordine l-ai mâncat, spre exemplu? Eu personal aș începe cu humus, cu un dip de humus cu crochete și salată. Așa. După care aș face o mică pauză și aș mânca un fruct, probabil un măr sau niște cireșe. Spuneam în episod trecut când am vorbit despre snack-uri sănătoase la birou că nucile și alunele sunt o variantă foarte sănătoasă pentru atunci când vrei să ronțăi ceva. Și asta pentru că, deși au și ele multe calorii, sunt pline de uleiuri bune, de grăsimi care fac bine pielii și nouă ne plac foarte mult. Eu, din păcate, așa că am ronțit alune tot timpul. Pentru că noi am terminat de mâncat și pentru că și eu și Alexandra suntem hiperactive, ne-am gândit să ne facem siesta și dansul ar fi o bună alternativă dacă am zică, mai ales că e atât de frumos aici la picnic, dar pentru că nu avem muzică și dansul nu e punctul nostru forte, o să facem un mers alert. Ne vedem lunea viitoare! Pa! Pa!